Și fii atent, uite, îți spun o chestie pe care ca jurnalist am să te rog să o urmărești, să o investighezi. Tu știi că se zicea că partidele au firme de partid. Fii atent, băieții ăștia s-au șmecherit. Ei nu mai au firme de partid, ei acum au ONG-uri de partid. Ho, sigur că da, și site-uri de partid deghizate în site-uri care știi că fac presă. Da? Așa este. Da. Deci ONG-uri. Partid și au agenție de presă de partid. Deci fii atent, ascultă ce spun, următoarea recoltă a DNA-ului nu va fi din firmele de partid, va fi din ONG-urile de partid. Nu pot decât să aplaud, abia aștept să intre DNA-ul în ei. Abia aștept, și înțelegi? Da. Predicția mea este că dacă cineva se uită atent la constelația ONG-urilor care sunt experte în tocat bani pentru hârtii, opinia mea informată este că vom descoperi că toată această constelație a ONG-urilor, sau o mare parte din ea, pentru că sunt, atenție, sunt ONG-uri care fac treabă extraordinară, am să-ți vorbesc despre unul dintre ele. Deci, eu cred că o mare parte din această constelație a ONG-urilor, vei găsi în vârful acestei constelații un număr foarte redus de oameni. Deci tu spui că ei... Stai că e interesant ce spui acum. Deci așa, există niște băieți deștepți ai ONG-urilor, hai să-i numim așa, da? Care au făcut tot soiul de puiuți, da? Ba în zona ecologiei, ba în zona educației, ba în zona, nu știu, orice, salvării ursului brun și al gândacului de Colorado. În zona educației, deci în zona educației, da, ai un număr de ONG-uri pe care îl tot văd în această zonă de ani de zile, care n-a produs nimic în afară de vorbe și hârtii și nici măcar, ONG-uri gen Cumpănașul. Mm-hmm. Da? Dar puțin ceva mai spălate, care dau bine pe la televizor, le vezi la toate simpozioanele. Robert, dar îți spun niște prostii oamenii ăștia, te doare mintea. Dar deci, trebuie să discuți cu ei, ești obligat, pentru că altfel nu ți contă părerea societății civile, nu? În chestiunea asta, adică... Auzi, da? Ții cont de părerea societății civile la vot, da? Pentru că tu când ești guvern, ești învestit democratic. Societatea civilă te-a votat, nu societatea, nu știu, un alt tip de societate.